Hei, salut, sunt Tomasco și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să ne jucăm un joc nou care l-a îngropat pe Call of Duty. În ultima perioadă Call of Duty este foarte criticat, tot ce stă în update-uri, bug-uri și așa mai departe. Așa că cei de la Ubisoft s-au gândit să lanseze un joc pe nume X-Defiant. De nicăieri a apărut acest joc și a explodat, da, ați auzit bine. Cei care au lansat acest joc sunt creatorii vechi care au lansat Call of Duty 2, mă rog, ceva de genul. Și vreau să vă spun că acest joc este foarte jucat în ultima perioadă, este beta acum, adică nu e full game, eu ne putem juca gratis, fără să plătim absolut nimic. Îl poate juca oricine, bro, you know. În joc sunt undeva la 14 hărți, pistoale nu sunt multe și foarte simplu, gen când vrei să-ți modifici o armă, foarte simplu, gen nu ai 1100 de vizoare, ceva de genul, de exemplu, uite, avem doar 4 și atât, gen nu ne trebuie mai multe. Ok, deci puteam alege și harta care o vrem, aia din dreapta sau aia din stânga. Hai să o dăm pe, gen putem alege sau suferiș. Hei, am apăsat pe asta din stânga, ok, perfect. Dacă mă întrebați ce mănânc, până niște alune cu, nu știu ce-s asta, mure sau nu știu, mure uscate probabil. Ok, suntem în primul match, let's go. Ok. Nu știu ce emoție am, deoarece nu am mai jucat de mult Call of Duty, sincer vă spun. Gen Call of Duty nu am mai jucat de mult un joc pistoale, unul în partea aia, no problemos. Da, hai că am dat cu grenate, tu vorbi? Tigascan. Vizu, drucă ești gigant, diga, vreți să mi-și fa așin? Oh, oh, ok. Tu vorbeai serios, bro? Amigos, capturing zone C. Nu-i partea. Perfect. Bine-s. Da. Hai mă că de bun oricum nu sunt bun. Mă, mi-am dat headshot-ul tipul ăla. Nu-i partea aia în stânga. Fă, ce aim prost pot să am. Headshot direct, bro. Nu-i partea asta. A, 2-2. Acolo grenadă, perfect. Uite-l, uite. S-au dus în partea asta. N-ai nicio șansă, bro. Mai este unul în partea asta, trebuie să mai fie. Uite-l. Deica. Bun, deci ca să vă spun așa mare parte despre acest joc. Deci Ubisoft a observat ce greșelile au făcut cei de la Call of Duty și au copiat tot. Și au făcut un joc în așa fel să le placă a toți cei care joacă Call of Duty, dacă înțelegeți. Eu trebuie să mă concentrez aici în joc și în timp trebuie să vorbesc. Bro, unul e cu sniperul. Bum. Cum poți să fii cu sniperul aici? Eu nu înțeleg. Nici baza indiga. Bro, și o chestie. A murit exact de grena. Bro, cum? Cât ghinion pot să am să mor dintr-o grenadă? Bro, și o chestie pe care am observat-o e gen, uite, dacă trag și încarc, pot să trag din nou. Și încă o chestie, gen, nu poți să te dai pe burtă, gen. Nu ai cum să campezi, să zic așa, asta e bine. Asta e bine că nu poți să campezi. Nu știu ce, mapele chiar îmi plac la nebunie, gen cum arată. Oh! Ok, unul mai împa... Oh.
Nu știu, e sub mape ca în Call of Duty 2, ceva de genul ăsta. Oricum o să fie o concurență extrem de mare pentru cei de la Activision. Oh my god, ce s-a întâmplat? Deoarece dacă acest joc o să fie mult mai bun decât Call of Duty, vă dați seama că cei de la Activision trebuie să facă ceva să... să fie din nou jucat Call of Duty. Deoarece în ultima perioadă, nu știu, mulți se plâng de Call of Duty din cauza că... nu știu, bagă tot felul de update-uri proaste, cum ar fi, nu știu, cel Battle Pass am auzit, de la, care costă 30 de euro și primești niște skin-uri extrem de proaste. Nu știu, Call of Duty pur și simplu s-a schimbat enorm, cred și eu asta, nu știu. Eu nu sunt mare fan Call of Duty acum, adică nu mă joc non-stop, mă mai joc din când în când, am Call of Duty Vanguard, Call of Duty ăla cu Cold War și, na, cam asta. Următoarea rundă, let's go! Uite-l mă cum stă ascuns acolo. Ce? Aha, ăla nici nu joacă. Aha, ai vrut tu să mă bați, da? Aha. Aha. Oh my god. Uite. Bro, ce aim prost aveam. Ok, perfect. Hai mă, că cel mai bun Call of Duty, cred, aproape. Uite-l. Bro, ce aim prost ai. Aha, ai vrut tu, da. Oh my god. They're taking B. Yes. Serves them right. Uite-l, uite-l, uite-l. Stai aici. Bro, are sniper ăla. Nu mai, ok. L-am omorât cu pistolul ăsta. Nu mai aveam gloanțe, bro. Are you seriously? Stai mă să schimb puțin dead zone-ul ăsta. Gamepad. Să-l pun la 4-5. Aha. Oh. Bro, de unde a venit tipul ăla? Că eu nu-i mai văd. Mai ina, frate, să te ia. Chiar îmi place jocul ăsta, adică... parcă e mult mai bine la movement. Da, hai că i-am omorât eu dacă e. I-am omorât tipul ăsta, bro, cred. Bro, câte kill-uri am până acum? 12 kill-uri și de 12 ori am murit. Eu zic că e bine. Eu zic că e bine, bro, pentru început. Bro, ăsta era invizibil și l-am văzut toată. Aim. Ok, acolo a murit cineva, cred, de-al... ok, și am câștigat, cred, nu? Cam ăsta a fost... tot.
Mi-ar plăcea să stau mult mai mult în mei și nu știu, cam însă a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, apăsați vă rog pe butonul de like și scrieți în comentarii ce părere aveți voi despre acest... despre acest joc. Noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi. Ciao!